Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Sunt domnul Puzzle sau pe numele adevărat Cristian Leana, iar în video de astăzi o să vă prezint aparițiile mele de la România au Talent. Pentru cei care nu mă cunoașteți, eu am participat de două ori la România au Talent, am luat locul 3 în 2012 și am câștigat România au Talent în 2015. Și acum o să vă prezint parcursul meu din 2012 până în 2015. Am căutat pe internet aceste momente și le-am găsit pe site-ul de la ProTV și am salvat cele mai importante secvențe din acele prezentări, din acele apariții ale mele și eu o să comentez despre ele și o să vă spun diferite detalii din culisele România au Talent și multe lucruri care mi-au plăcut foarte mult pe acolo și experiența mea pe care am trăit-o participând la aceste emisiuni. Așa, la aceste emisiuni, la această emisiune, dar vreau să zic prin aparițiile mele. Ok, deci aici ce vedeți pe ecran este prima mea apariție la România au Talent în 2012. Uitați-mă, eram cu o bluză albastră și m-am dus și eu cu un cub Rubik, o simplă, cum să zice, un simplu număr, n-am avut nimic gândit, adică era, nu știu, era mult mai simplu atunci, acum 9 ani, să particip la România au Talent, pentru că era încă totul la început, era sezonul 3 și în sezonul 3, sau sezonul 2, nu mai știu exact, nu, de-abia a început emisiunea, nu erau chiar așa avansate numerele, acum ca să participi și ca să-ți iasă ceva, trebuie să ai totuși ceva, un număr cât de cât mai interesant. Eu m-am dus doar cu o rezolvare de cub Rubik, l-am dat să-l amestece juriu și acolo, după cum vedeți, o să rezolv. Ce vreau să vă zic, vedeți numărul de pe piept? Încă îl mai am, cred că îl mai am pe undeva și dacă vreți, într-un video viitor o să vi-l prezint. Dar să-mi scrieți la comentarii treaba aceasta dacă doriți acest lucru. Ok, haideți să dăm mai departe și să vedem. Andra era, bă, ce-o face puștiu ăsta? Aveam 17 ani atunci, acum am 26, deci acum 9 ani. Se uita, bă, ce o face ăsta, mă, nu mi se pare cine știe, ci doar o jucărie, ce poate să facă? Era cam în dubii, dar în curând o să schimbe părerea. Aici, la fel, era, Mihai Petre era cel mai în dubii, era acolo, bă, ce face ăsta aici, nu cred că face nimic interesant. Andra se uita, ia stai, mă, ia să vedem, ia. Și Andy era cel care mă cronometra, luase ceasul, 2012, uitați cum se cronometrau atunci lucrurile. Acum a scos smartphone, dar atunci nu cred că era totul chiar așa, cum să zice. Chiar așa avansat cu smartphone. Erau încă la început, a apărut de câțiva ani și încă nu era o lume obișnuită, mă duc pe smartphone pentru orice treabă. Și Andy mă cronometra cu ceasul, deci asta mi s-a părut super tare. Așa, uitați ce tineri erau toți. Andra cred că avea atunci vârsta pe care o am eu acum. Cred că avea 26 de ani sau 27 de ani, deci imaginați-vă. Și mi se păreau așa mare atunci. Mama, Andra e super, mult mai mare ca mine sau nu știu ce, și ea era doar de vârsta pe care o am eu acum, deci ce repede trece timpul, incredibil, așa, uitați, încep eu să rezolv, era Smiley și cu Pavel, uitați ce tânăr era Smiley, incredibil, era Smiley și cu Pavel, nu le venea să credă, băi, ești nebun, uitați-vă la Smiley, deci era, băi, ce face asta, când am început să mișc degetele repede. Mihai Petre era de gata să apese pe buton, că a văzut că trecuseră vreo 7-8 secunde, vreo 10 chiar, și nu se mai întâmplă nimic, eu tot fac acolo, tot părea amestecat, zicea, bă, ce face ăsta, e plictisitor. Andy se uita la acea, zicea 10-11, ceva de genul, și apoi la 14 am terminat. Și nu le-a venit să creadă, era bă, ești nebun, și Andy era, du-te, domne, nu se poate. Mihai Petre încă era acolo, băi, cam, nu știu, nu era încă chiar așa impresionat. Dar aici, așa l-am prins pe moment aici, dar pe urmă, dacă ați văzut video, o să vedeți că și el era impresionat, chiar i-a plăcut și dumnealui reprezentația mea. Așa, acum am intrat în semifinală. Între semifinală și preselecție a mai fost încă o etapă, așa era în 2012, și în care ne chemau și pe toți care, care au trecut de preselecție, ne chemau într-o cameră, erau 3 sau 4, ne băgau într-o cameră. Și erau juriu acolo și îmi zicea, dintre voi patru, cu tare a trecut, sau dintre voi trei, doar doi au trecut. Și așa spuneau cine trecea în semifinal. Așa era treaba atunci. Acum, la sezoanele mai noi, nu mai e treaba asta. Îmi pare că, sau nu mai știu, nu m-am uitat chiar așa atent. Dar, în fine, nu știu, lăsați în comentarii dacă știți de treaba asta. Da, Cristian Leana, 17, m-am zis 17 ani. Și să nu uit, eu nu am dus de capul meu la România au Talent. Ei au vânători de talent, adică niște oameni care caută, oameni care fac lucruri interesante. Pentru că mulți fac lucruri interesante, dar nu s-ar gândesc să se ducă acolo. Dar dacă cei de la vânătorii de talente de la emisiune îi văd, îi le sugerează, nu vreți să participați, că uite, faci ceva interesant. Așa și la noi. A venit la Radu Făciu, cel care organiza atunci concursuri de cuburi Rubik. El era delegat oficial pe România și practic el era singurul care avea voie să facă concursuri oficiale de speed cubing, adică de rezolvarea cubului
Rubik într-un timp cât mai scurt. El fiind delegat oficial pe România, orice concurs organizat de el era cum ar veni, putea să fie recunoscut mondial. Era recunoscut mondial și dacă băteai, să zicem, recordul mondial la București, era recunoscut mondial. Cum ar fi acum Guinness World Record. Ați văzut, ca să bați un record Guinness, trebuie să vină un reprezentant Guinness omologat. E, așa era el, un reprezentant omologat pe România, singurul. Și el făcea concursuri, iar eu participând după 2010, așa, în 2012 eram numărul 1 pe țară. Și când au venit vânătorii de talente, la el s-au dus, că el organiza concursuri, el era reprezentantul României la cuburi Rubik și i-a zis, nu vrei să participi, nu știu ce, și Radu a zis nu, că el nu era așa rapid, și a zis nu, că îl trimit pe cel mai bun din țară, mai bine așa. Și m-a trimis pe mine. Și așa am ajuns eu acolo, ca să înțelegeți. Deci am fost, vedeți cum lucrează Dumnezeu, trebuie să și fii la locul potrivit, în momentul potrivit. Că degeaba eram eu cel mai bun peste încă, nu știu, 2 ani sau 3 ani, când deja lucrurile, deja participase altcineva la România Talent și nu mai aveam eu ce să fac. Dar am fost eu acolo și îmi mulțumesc lui Dumnezeu că eu am fost în momentul respectiv numărul 1 pe țară ca să pot să particip. Așa, am ajuns în semifinale. Ce pot să vă zic despre semifinale este că platoul, deși pare imens la televizor, în realitate nu e așa mare. Deci cam toți cum îi zice, toți participanții chiar ziceau, bă, nu e chiar așa mare platoul, dar la televizor pare mult mai mare. Așa. Și numărul din semifinală, ceva simplu, veneau niște fete din baletul de la ProTV de acolo, veneau cu câte un cub îmbrăcate mai medieval, așa, să dea o temă numărului, veneau un cub, mi-l aduceau, îl rezolvam, ele stăteau așa într-o poziție ca de statuie. Treaba asta regizorii de la România au Talent au sugerat, că eu le-am zis ce pot să fac, bă, rezolv cubul, nu știu ce, și hai să facem un număr din treaba asta. Și le-a dat la fete treaba asta, la fetele din balet să vină așa să facă. Rezolv eu cubul, după ce rezolv, îl dau și vine altă fată din dreapta. Tot așa. Stați că mă mănâncă nasul. Așa. Un moment, să iau un șervețel, că mă mănâncă rudă un moment. Așa. Deci. Cum îi zice? Aoleu, dar ce? Cer scuze, dar filmez toată treaba asta, calculatorul meu nu poate să randeze foarte mult, așa că filmez totul într-o bucată, ca să-mi fie mai ușor să pot să-l abloadez pe YouTube, că nu are putere calculatorul meu să filmez și să editez un video așa de mare. Așa. Da, mai venea încă o fată, din dreapta, ne aducea cubul, îl rezolva normal cu două mâini, după aceea la fel, iar din stânga o altă fată. Și apoi stătea într-o poziție ca de statuie, fiecare alegea, că le-a și zis, faceți fetelor ce vreți voi, stați în ce poziție vreți voi. Și da, aici a fost mai original fata asta, a ales o altă poziție să stea. Așa, a patra fată din dreapta îmi aduce cubul, dar la al patrulea cub rezolv cu o mână, uitați, cu o mână, așa. Apoi vine încă o fată din stânga și pe acesta rezolv tot cu o mână. Uitați, arată că e cubul rezolvat. Și acum vine, la final venea băiatul acesta, Vova îl cheamă, un tip super energic acolo din balet, de la baletul Edi Stancu era atunci, îmi pare, nu mai știu, baletul de la ProTV oricum, super energic, el avea rolul să fie ultimul om și să fie cel mai creativ acolo și a fost super, super tare tipul acesta. Venea fuga, alerga în jurul meu, trebuia să facă așa, ca un ceva umoristic, să dea culoare numărului și chiar i-a ieșit super tare. Așa. Când vrea să-mi dea cubul, eu am întins mâna să-mi-l dea, hop, m-a păcălit. Și apoi mi l-a dat pe partea altă. Eu mă uitam la el, la cub, ca să-l memorez. Așa. Și îl făceam legat la ochi. Și m-am uitat la cub, el să scălâmba pe jurul meu, să prostea, ca și când, ha, nu mai știi să-l faci, nu știu ce, asta era ideea. Mă uit eu la cub și apoi mă leagă la ochi. Când îmi dau ochelarii jos, el știa că dacă când îmi dădeam ochelarii jos, uitați ochelarii aici pe picior, când dau ochelarii jos, gata, am memorat și poate să mă lege la ochi. Asta era semnalul, că făcusem repetiții și i-am spus ca să știe. I-a spus și regizorul, vezi, când își dau ochelarii jos, atunci îl legi la ochi, înseamnă că am memorat. Așa, m-a legat și peste nas. Uitați, eu am fost primul care a purtat masca și pe nas, numai că era pe nas și pe ochi. Deci m-a legat, m-a sufocat, uitați. Chiar auzeam din spate și de la repetiții, era, bă, îl sufoci, nu m-a legat, așa, îi striga regizorul. Dar a fost chiar amuzantă treaba asta. Uitați, m-a legat super, super tare, dar a fost bine. Ca să, eu chiar am zis, nu-ți fă griji, leagă-mă ca lumea să se înțeleagă oamenii că nu au cum să văd.
să nu se gândească că, bă, văd pe aici, să arăt la oameni că chiar este posibil să rezolvi un cub Rubik legal la ochi, să înțeleagă că e pe bune. Așa, m-a legat, apoi el să prostea în jurul meu. Uitați, super, super reprezentații din partea lui. Să prostească așa, ținea publicul activ și atent la ce făceam. Asta a fost ideea regizorului, să fac așa, ca să nu fie plictisitor, știți? Și a fost super tare. Adică m-au ajutat foarte mult oamenii de acolo, de la ProTV, care să facă show-ul mai șmecher. Așa, uitați că îmi bagă degetul în ureche, adică să prostea, asta era ideea, el era un fel de clon, înțelegeți? Așa, și acum când mai un pic să-l fac, aolo, nu-i vine să creadă, îl fac. Să uita că mai e un pic. Așa, și acum l-am terminat, i-am dat cubul, el e wow, nu-i vine să creadă, e uimit de faptul că am reușit să-l fac, să pune în genunchi așa și cade cu picioarele în sus, uitați, a fost super amuzant și eu râdeam aici, chiar a fost amuzant. Eu aveam în urechi niște bețe, nu niște bețe, niște bureți. Mi-am luat de acasă niște bureți pentru că s-auzea, deci nu vă vine să credeți. Eu aveam memorat în cap un șir cam două numere de telefon, cam așa, deci nu foarte multe cifre. Dar cifrele alea eu trebuia să am grijă să nu le încurc. Și mi-am luat de acasă niște dopuri de urechi, am zis și la regizor că nu puteam să stau în gălăgia aia. De la televizor nu s-aude chiar așa. Dar acolo boxele erau fix în spatele meu și bubuia muzica fix în capul meu și s-auzea și publicul și chiar nu puteam să stau așa. Așa că mi-am luat niște dopuri de urechi ca să nu aud mare lucru, să pot să mă concentrez. Și am ajuns în finală. Aici era camera verde. Asta a fost prima dată când am intrat într-un platou așa de interesant. Chiar era super tare. Acolo totul verde. Dacă mai țineți minte, așa era atunci, pe vremea aia, în 2012, camera verde. Așa. Am luat un interviu aici. Făceam un cub Rubik. Am rezolvat, l-am terminat repede. Are patru recorduri mondiale. Nu e adevărat. N-am niciun record mondial. Aveam recorduri naționale. Dar am încurcat aici pe prompter. Așa. Aici erau niște băieți care luau interviu din altă cameră, așa era formatul atunci. A fost interesant, la bufte a fost toată treaba asta. Da, și acum finala, Cristian Leana, 17 ani. Calitatea pozelor nu este foarte bună, pentru că le-am luat de pe internet, așa am mai găsit, v-am zis, de pe ProTV Plus le-am luat. Și asta e calitatea la care mai sunt. Fiind atâta timp videourile astea, nu le mai găsești pe nicăieri, doar acolo mai sunt salvate și doar asta e calitatea. Dar să vedeți că următoarele poze sunt ceva mai bune. Asta e un fel de 144p, dar pe mă să transformă cam la 360p. Așa. Iar Vova, tipul super tare din semifinale, din balet, și acum avea alt rol, trebuia să mă încurce. Și era îmbrăcat așa, ca un tocilar, ceva de genul. Asta era ideea și eu trebuia să-i arăt că, deși el mă încurcă, eu tot reușesc să rezolv cubul Rubik. Așa, aia să vedeți. Mă leagă la ochi cu steagul României, super tare. Și aveam un cub, îl rezolvam cu două mâini. Unul cu o mână și apoi unul super ciudat. Un cub super ciudat, o să-l vedeți imediat. Mă leagă la ochi. Aici am împins un pic, că chiar mă legase super tare, m-a sufocat de tot. A, și papionul ăsta. Mi l-au făcut ei. Am o poveste amuzantă cu papionul ăsta. Da, ei mi l-au făcut, ca să fie mai interesant. Mi-au făcut papionul ăsta la croitoria lor acolo la ProTV. Mi l-au făcut. Și au lipit niște pătrățele colorate ca să fie ca de Rubik. Și după emisiune eram eu acolo, Radu Fociu, cel care m-a înscris la România Talent, mi-a zis că dacă aș putea să iau papionul ăla să-i întreb ca să, cum zice, să-l aibă ca amintire. Și eram, da, hai că-i întreb. Și eram eu acolo, am dus, am întrebat, îmi dați și mie papionul ăsta, vă rog, ca să-l am ca amintire. Și era o doamnă, acolo nu cred că depindea de ea, dar nu, dar îmi pare rău că e de la recuzită de aici și dacă nu trebuie să lipsească și așa. Și da, îmi pare rău, ProTV, dar eu l-am luat de acolo, am plecat cu el în seara aia, nu mai m-a sunat nimeni, chiar îmi făcea griji. Atunci eram, aoleu, ce-o fi, ce dacă mă sună, dacă nu știu ce, dar chiar vreau un papion, era un papion simplu și avea lipite niște chestii, dar vreau să-l am ca amintire. Da, și l-am luat și l-am acasă și dacă, l-are Radu, și dacă vreți, chiar o să vi-l prezint și pe acesta într-un video viitor, să lăsați-mi în comentarii, o să vorbesc cu Radu și sigur poate să mi-l dea, să-l pun și la gât, să vedem cum arată acum și să-l vedeți și voi, deci chiar arată super interesant. Da, și l-am luat, am stat eu cu grijă o vreme, dar pom am mai văzut, nu știu, am mai văzut pe la Ai Umor sau nu știu ce vorbea, domnul Mihai Bendeac spunea, sau nu mai știu, că de la fiecare film lua câte ceva și îi spunea, nu lua, nu lua și el, el iau și eu, nu știu, pixul ăsta, iau și eu cămașa asta, iau și eu nu știu ce. Așa că m-am simțit mai bine că n-am fost singurul din istorie care a luat ceva de pe undeva, am luat-o și eu ca amintire, deci da, așa. Hai să dăm în continuare. Așa, a început eu să rezolv primul cub și el, pom să vedeți ce face. Așa, rezolvi aici cubul, el încearcă să mă încurce și să arate și la oameni că nu văd nimic. Așa, să râdă de mine, să facă tot felul de giumbuș lucruri.
Acum vine cu apă. Asta a fost super, super dificil, că mi-a alunecat cu mână. Uitați, întoarnă apă în timp ce o rezolv. Deci, pe lângă faptul că era super greu și să fii atent la numerele pe care le-am memorat și cu muzica aia tare, acum trebuia să mai am și alți factori care să mă împiedice în a rezolva cubul. Uitați. De super, super greu. Toarnă apă. După ce toarnă apă, apoi se face că suflă apă pe mine. Așa. Și acum vine cu asta. Deci, să vă zic, eu la repetiții facem, noi la, acolo la România Talent stai cu o săptămână înainte, te cheamă în fiecare zi să faci repetiții, să te obișnuiești cu scena, să-ți faci numărul de o dată sau de 2 ori pe zi ca să fii pregătit, să nu-ți fie greu. La repetiții am făcut toate lucrurile, deci am zis, bă, vine cu apă, bă, vine cu fulgi, bă, vine cu alte chestii. E, treaba asta cu chestiile alea care mi le-a făcut în spate, n-am făcut-o la repetiții. Și probabil a uitat regizorul să-i spună treaba asta. Vezi că asta n-am făcut. Sau i-a spus, du-te și fă și asta. Și să știți că v-am speriat. Deci chiar v-am speriat de treaba asta. A bui chestiile alea în spatele meu și la repetiții am făcut de vreo 6-7 ori numărul. La repetiții n-am făcut treaba asta. Și chiar m-a luat în surprindere. Uitați ce expresiv este. Și a bubuit alea în spatele meu și eu chiar m-am speriat. Apoi se face că vine cu ciocanul ăsta greu, dar nu era greu să știți. Așa se prefăcea el. Și chiar s-a priceput să arate că ar fi greu, dar nu era greu. Așa. Da, uitați. Bun, cade într-o parte. Da, și eu am terminat primul cub. Da, ce să mai vă zic? Stați un pic, să dau niște apă, că mi s-a uscat gâtul. Așa. Ce să mai vă zic? Faptul că înainte de fiecare preselecție, de semifinale sau așa, dacă am trecut în etapa următoare, trebuia să trimitem un script sau un e-mail, adică cu explicații și cu ce avem nevoie pentru numărul nostru și cam cum arată numărul. Și toate acestea le-am făcut împreună cu Radu atunci și nu a fost mare lucru, cum a fost ceva simplu, nu ne-am chinuit prea mult. Cum v-am zis, în 2012 puteai să ajungi în semifinale la România Talent cu un număr extrem de simplu, pe când acum, de la sezon la sezon, mai interesant devine și mai greu de participat, pentru că vin oameni din ce în ce mai talentați. Așa. El se prefăcea că vrea să-mi dea cu ciocanul. Uitați aici, de aia super tare. Uitați că e greu, ca așa. Și aici cade cu el pe spate. Așa. Eu rezolvam al doilea cu o mână legată la ochi. Deci super, super dificilă treaba asta. Chiar mi-a fost greu. Și acum el vine cu un ventilator și aruncă cu fulgi în mine. Uitați, a umplut cubul de fulgi. Deci foarte, foarte greu, că mi-a alunecat și cubul în mână și mai era și plin de fulgi. L-am rezolvat și apoi am luat următorul cub. Uitați cum este. Este un cub mirror. Găsiți astfel de cuburi. Acesta era un mirror colorat. Dar găsiți mirror simplu la noi pe site, pe genius.ro. Acesta e site-ul pe care eu îl administrez în prezent. Eu mă ocup de el, dar este site-ul lui Radu Făciu. Și noi avem, este primul site din România specializat pe cuburi Rubik profesionale. Acolo găsiți cuburi de viteză și puzzle-uri extrem de interesante cu care puteți să vă puneți mintea la cum se zice, la exercițiu, să vă puneți mintea la încercare. Da? A rezolvat acolo, apoi mi-a masa, uitați, se prostește aici. Așa, și continui eu asta. Și apoi mă ia cu scaunul și mă mișcă până în platou. Deci și asta a fost super greu, că mă lua amețeala. Să știți că zicea că nu e chiar așa greu. Dacă ești legat la ochi și te mișcă cu scaunul cu tot, să știți că e chiar greu. Parcă ai un rău așa îți vine rău, ca de rău de mașină. Da. Hai să vedem ce mai e pe aici. Uitați, mă împinge pe acolo. Da. Și eu mă chinuiesc și l-am rezolvat. L-am rezolvat și asta a fost. Iară la fel, cade în genunchi și cade pe jos. Aceeași chestie. Deci n-au fost niște numere foarte gândite sau așa. Așa era atunci, puteai să câștigi foarte ușor, cum să zice. Am ieșit pe locul 3. Puteai să ajungi foarte ușor în finală și chiar să câștigi. Pentru că încă era la început. Dar acum numerele sunt foarte bune. Aici, stați așa. Da, aici eram în 2015 și Andy, bineînțeles că m-a recunoscut imediat pe mine pentru că eu participasem atunci și el a fost foarte încântat de ceea ce am făcut în 2012 și 3 ani mai târziu, în 2015, aici m-a recunoscut imediat. A, Cristi, salut, că tu ai mai participat. Așa, speedcubing, 11 ani și 21 de ani. Ca să vă spun cum s-a format echipa speedcubing, tot la fel. Vânătorii de talente ne-au întrebat iar în 2015, Paradul l-a întrebat. Nu vreți să participați iară? Nu eram, băi, serios, chiar putem să participați? Da, zic că nu e nicio problemă dacă participați de nou, dacă aveți ceva interesant de făcut, mă gândesc că sigur puteți să faceți mult mai mult cu ajutorul puzzle-ului. Și noi ne-am gândit, eu cu Radu am zis, da, hai să participăm.
Și am zis să nu mai mă duc doar eu singur, așa că Radu a mai luat încă doi membri ai comunității de speedcubing de la concursuri, pe Martin și pe Flavian, pentru că erau cei mai rapizi în vremea aceea. Și m-au luat și am făcut o echipă cu mine, noi trei. Așa. Și numărul începe așa. Aici, numărul din preselecții, eu l-am gândit, eu am stat în corespondență cum ar veni cu cei de la ProTV, pentru că erau foarte multe mesaje, foarte multe explicații pe care trebuie să le dai. Eu le-am zis că am nevoie de 3 mese și tot ceea ce trebuia să dau. Trebuia să mai dau și niște nume, cum se zice, numărul filmat așa acasă, cum putem noi, ca să-și facă ei o idee. Și toate lucrurile astea eu le-am făcut în semifinală și în preselecții. Dar în finală să vedeți că Radu a fost, cum să zice, creierul din spatele creierilor, cum am zis eu la Mănuță după când am fost după emisiune. El a făcut tot ce era acolo și datorită lui am câștigat noi marele premiu. Așa. Începe numărul cu Martin, se duce la jurați, le dă cuburile. Uitați, se duce, le dă cuburile să le amestece. Se amestecă acolo, îmi pare că Andra, era în juriu acum Andra, Andy, Bebe Cotimani și Mihaela Rădulescu. Așa, le dă cuburile să le amestece. Și apoi noi aveam două cuburi amestecate, fie memorate ambele. Andra era, aici nu știu, era curioasă, ce, nu mai știu exact ce era acolo cu cadrul respectiv. A, Martin le dădea cuburile la fiecare. Ok. Și începem noi să rezolvăm. Nu îi vine să creadă lui Andra că și colegii mei de echipă erau foarte rapizi, că la competiții toți suntem foarte, foarte rapizi la cubul Rubik, toți rezolvăm în 10-15 secunde și nu îi vine să creadă că mai sunt și alții ca mine care poate să facă așa. Așa. Ia uite că și el era acolo. Așa. Și Andy era acolo, era ceva gen cu un zâmbet de la ceva gen las, că îi știu eu pe ăștia că ei sunt rapizi, eu am mai văzut lucrurile astea. Că Andy era, cum se zice, era la curent cu cubul Rubik și cu asta. Și Andy știe să rezolve cubul Rubik și știa că există competiții de așa ceva. El nu era chiar așa surprins. Înțelegeți aici. El era mai în domeniu. Așa. Uite, era Andra. Bă, uite cum face. Nu-i venea să creadă. Că ce repede face și colegul Cristi. Că de mine știa că fac repede. Așa. Rezolvăm noi cubul. Uitați, aici am rezolvat primul cub. Așa. Și Martin s-a dus să-i dea pe al doilea. La fel e Smiley cu Pavel, super, super, super curioși de ceea ce facem. Mihaela Rădulescu era uimită, era pur și simplu uimită. Așa, am tirat eu primul cub, îmi dă Martin și mie al doilea cub. Andy era la fel super, super încântat. Da. Pe Cotimare era, bă, ce se întâmplă, ce e acolo? Și al doilea cub, amândoi, asta era numărul, așa l-am gândit eu, ca să fie mai interesant. Al doilea cub, amândoi îl greșim, cum ar veni. Îl greșim. Și... Da, acum erau toți, stai, cum, a greșit cubul? Da, și eu și Flavian greșim cubul. Andy era acolo ceva gen, bă, ceva nu e normal, ceva e putred, sigur nu e asta, sigur n-au greșit. Și cum se zice, și juriu aici, juriu publicul, era curios. A, uite, e verișoara mea, Mădălina, aici și cu o colegă de-a ei. Erau în public atunci. Nici nu știam că le-au, cum se zice, le-au filmat fix pe ele. Era verișoara mea, Mădălina, aici. A, ce tare! Știu că erau în public, dar nu știam că fix pe ele au pus, fix pe ei a pus camera și pe colega ei. Așa. Da, aici Andra era ceva ce, bă, au fi greșit și Andy, eu nu cred că au greșit. Și acum Martin se duce, ia cuburile. Așa am gândit eu numărul atunci. I-am zis, Martin, tu pe unde te duci și iei cuburile și zici ceva de genul, ia să vă arăt eu, băieți, cum să face. Am vrut să-l pun pe el în prim plan, în număr, pentru că el era cel mai mic și el era și cel mai rapid și așa era cel mai frumos, ca el să fie, cum să zice, omul principal al numărului. Și așa am gândit eu numărul. Da, vine Martin, rezolvă super repede. Pavel era, băi, piele de găină, nu-i venea să creadă când de repede face Martin. L-a rezolvat pe primul. Și apoi Andy era super, super încântat. Da, uitați. Apoi pe al doilea am zis că trebuie să rezolve cu o mână. Ca să arate când de repede face și cu o mână. Bebe Cotimaris la fel, nu-i venea să creadă. Andra era copleșită, îi se părea super drăguț Martin, că așa mic și cât de repede rezolvă el. Și Smiley aici era, nu-i venea să creadă. Și gata, l-a făcut și pe al doilea. Și gata. Aici, cum să zice, Andy era, wow, nu-i venea să creadă de cât de repede am făcut. Și Bebe Cotimani și la fel.
Și acum am ajuns în, cum îi zice, în semifinale. Dar stați așa, înainte de numărul... Da, înainte de a ajunge semifinale, n-am mai găsit eu video respectiv. În preselecție aici puteți să căutați pe Google speed cubing, după ce vă uitați la video, să căutați speed cubing pe selecții și o să vedeți că am făcut și portretul lui Mihai Eminescu. Asta a fost numărul nostru. La sfârșit făceam și portretul lui Mihai Eminescu. Din 100 de cuburi, deci un portret foarte rudimentar. Spre deosebire de portretele pe care le fac eu acum la mine pe canal, nici nu se compara. Ale mele sunt mai complexe decât chiar cel din finala a României au talent. Deci în fiecare video mi-a mult mai mult să-l fac decât mi-a luat în finala România au talent. Așa, am ajuns în semifinală, la fel, tot eu a trebuit să fac numărul aici. Eu l-am scris, eu am trimis și am ținut legătura cu cei de la ProTV, cum trebuie să fie numărul. Așa, cu replici, cu tot ce trebuie. Da, uitați, era în semifinală, publicul. Da, ne-au dat la fiecare cămășile acestea. Cămașă roșie, galbenă și nu au vrut să dea cămașă albastră. Au zis că, bă, să nu fim chiar tricolorul, chiar așa, să fie ceva mai diferit, să fie mai... cum se zice, să nu fie ceva așa banal, gen, a, clar, a ales tricolorul, că sunt culorile tricolorului, nu, să fie ceva mai divers. Și aveam 6 cuburi într-o parte, după cum puteți vedea, 6 cuburi amestecate diferit, puneam jurații să aleagă fiecare câte un cub, uitați, aici am făcut captură de ecran cu tot cu butonul de la play, în greșeală. Andy a ales primul cub, a ales cubul cu numărul 5, a, nu, 2 cuburi fiecare. Da, ales cubul cu numărul 5 și 3, așa era numărul, sau nu, 2 și 6, 2 și 6. Apoi, uitați, 2 și 6, 5 și 3 și 1 și 4. Fiecare jurat a ales câte o direcție, dar pentru că erau 4 jurați atunci în juriu, m-am gândit că după ce aleg fiecare câte 2 cuburi pentru fiecare, al 4-lea să aleagă o direcție, ca să fie număr mai interesant. Și aici eu zic, uitați ce plete aveam atunci, aveam și eu mai mult păr, acum am început să mai chelesc de la... Am și eu, cum să zice, nu mai sunt așa tânăr, am și barba acum, altceva, eram foarte, foarte tânăr atunci, 21 de ani, uitați ce clai aveam în păr, da, cum îi zice, foarte frumoasă cămașa, recunoașteți, chiar e foarte frumoasă cămașa de la România au talent atunci, mie chiar mi-a plăcut, arătam foarte, foarte frumos colorați așa, da, și tot Andy îmi pare că a ales, da, Andy a fost ultimul, care a ales, cum îi zice, a ales o direcție, asta era ultima chestie, alege fiecare jurat câte 2 numere, iar ultimul trebuie să aleagă o direcție, stânga sau dreapta, așa am gândit eu numărul. Aici, uitați, spune un mesaj de pe Twitter, mă bucur să văd talentul și cubul Rubik la România au talent. Bă, chiar era super, super tare. Așa, pe spate aveam aici o animație. Uitați portretul aici, la final îl dezvelim să-l vedeți. Era făcut în 300 de cuburi, la fel. Cuburile acelea erau date de la, erau, cum să zicem, cumpărate de Radu Făciu, așa că fără el n-am fi putut să facem numerele pe care le-am făcut și n-am fi putut câștiga România au talent, pentru că cine să încumeta să cumpere 300 de cuburi și cu gând, cum zice, cu riscul că nu poți să, nu știi sigur dacă câștigi. Pe când Radu a luat aceste cuburi și ni le-a dat nouă pentru a ne face numărul și pentru a putea, câștiga. Și nu știa nici el, deci a fost o investiție care arăta că a avut încredere în noi, foarte mare încredere. Așa, apoi au venit 3 fete în balet, ne-am legat la ochi. Așa, primul cub îl rezolvam fiecare până la capăt. Așa, l-am rezolvat, da? Am rezolvat primul cub și apoi luam fiecare cubul al doilea. La cubul al doilea, eu ca să fac numărul interesant și să combin un pic, să fiu un pic mai dinamic, rezolvăm fiecare o treime din cub. Rezolvăm o treime din cub și după aceea punem cuburile pe masă, iar fetele din balet ne schimbă mesele între ele. Asta făcea numărul să fie super greu, pentru că eu trebuia să țin minte, dacă zice stânga, trebuie să țin minte că mă primesc cubul al lui Martin și apoi al lui Flavian, dacă zicea dreaptă, trebuie să țin minte că primesc mai întâi cubul al lui Flavian și al lui Martin. Așa că noi știam toate 3 rezolvările de la fiecare și trebuia să știm și faptul că trebuie să încep cam la o treime de rezolvare. Și vorbisem fiecare cam cât trebuie să facă din fiecare cub. Așa că trebuia să fim foarte atenți pentru a nu ne încurca. Dacă unul dintre noi se încurca, s-a alegea praful de număr și pomă celălalt nu mai putea să continue de unde a rămas cel din urmă. Deci foarte dificil a fost. Totul legat la ochi. Așa. La fel, făceam un pic din cuburi. Mihaela Rădulescu era acolo super tensionată, nu-i venea să creadă. Da, ne schimba iar mesele între ele.
Așa, să uita și Andy Moisescu, era curios ce se întâmplă. Și apoi fiecare dintre noi avea cubul rezolvat la a treia schimbare. Erau toți uimiți, nu le venea să creadă, bă, ăștia au rezolvat nu numai cubul lor, dar au rezolvat rezolvarea celuilalt, imaginați-vă. Deci chiar a fost super, super greu de făcut treaba asta. A necesitat foarte mult exercițiu. Și da, Mihaela Rădulescu era super, super uimită. Speedcubing.ro, site-ul comunității noastre, ei erau, cum îi zice, erau susținătorii noștri, am avut și noi voie câțiva oameni în sală și au venit colegii noștri de la Speedcubing.ro, de la... ei toți sunt participați la concursurile de speedcubing din România și ne întâlnim acolo mereu și au venit să ne susțină acolo cu un banner super tare. Aici puteți să învățați să rezolvați cubul Rubik pe speedcubing.ro, dar puteți să învățați și la mine pe canal domnul Puzzle pe YouTube și aveți acolo video cum să rezolvați. Așa. Acum Martin avea de spus nu știu ce, nu mai știu ce avea, ceva de genul ca să dovedim că mintea umană nu are limite și creativitatea nu știu cum, ceva de genul. Am făcut un tablou să-i mulțumim domnului Moisescu pentru că ne-a dat Golden Buzzle. Că da, ne-a dat Golden Buzzle în preselecții, deci am luat și Golden Buzzle, asta a fost super tare. Am făcut aici un portret, ne-am dus noi acolo, în semn de mulțumire pentru Andy Moisescu că a avut încredere în noi. Așa. Punem cuburile rezolvate acolo ca să completăm portretul. Și apoi uitați portretul. Uitați. Deci ca să vedeți ce portrete rudimentare erau, am făcut atunci și totuși au fost suficiente ca să câștigăm. Pentru că atunci, acum 6 ani, era totul la început și așa. Acum cred că aș putea să particip din nou și aș putea să fac ceva mult mai șmecher. Ăsta are doar 360 de cuburi. Eu acum la mine pe canal fac portrete de 720 de cuburi și puteți să vedeți cât de mult am evoluat de atunci. Pentru că și portretul acesta tot de mine a fost proiectat pe calculator. Da, eram singurul care se pricepea să proiecteze, să lucreze într-un program de proiectare grafică. Și eu am făcut portretul acesta, cum am știut și eu, era primul meu portret în cuburi Rubik pe care l-am făcut. Eu l-am făcut și cam atât mi-a ieșit. Uitați, nici nu seamănă așa bine cu Andy și totuși au fost super uimiți, pentru că de la distanță chiar arăta ok. Da, eu am proiectat asta și ca să vedeți cât de departe am ajuns de atunci până acum, puteți să vedeți la mine pe canal cât de clare sunt acum portretele. Dar țineți cont că sunt și mai mari acum, deci asta ajută destul de mult. Da, Andy era copleșit în bucurie, i-a plăcut foarte mult. Speedcubing.ro, toată lumea aplauda și aici noi la final ne bucuram că le-au plăcut. Da. Jur în picioare. Așa, și acum finala. Finala, cum v-am zis, dacă numele din semifinală și preselecție au fost mult mai complexe decât ce am făcut eu în 2012, dar totuși au fost simple. Păcând în finală, dacă căutați pe net, pe ProTV Plus, căutați momentul acesta, să vedeți că a fost cu mesaj, a fost despre educație, a fost super gândit și totul a fost datorită lui Radu Făciu. El a gândit numărul foarte, foarte bine, tot textul, toată, cum să zice, coreografia, cum am stat noi și tot ce a trebuit să facem, melodia de pe fundal, voiceover-ul, tot el a fost cel, cum să zice, cel care a făcut acest număr și datorită lui am câștigat. Și îi mulțumesc încă o dată pentru tot efortul pe care l-a depus. El este cel care a adus cubul Rubik în România, care a făcut primele competiții și primele tutoriale pentru cubul Rubik. Și el este cel care are magazinul Genius.ro pe care eu îl administrez în prezent. Așa. Da. Începea cu niște text, aveam fiecare de spus niște replici. Erau 100 de cuburi amestecate, fiecare diferit. Și chiar... Chiar am spus la cameră să filmeze, să arate lucrul acesta. Chiar aici am spus treaba asta. Că se pot memora cantități enorme de date dacă sunt aranjate într-un anume mod. Așa. Uitați aici, 100 de cuburi. Super, super frumoasă poza. Așa, 100 de cuburi amestecate. Aici a trebuit să avem grijă, pentru că noi ni le-am memorat. Și apoi le-am pus pe masă și a trebuit să avem foarte mare grijă să nu se, că mai se jucau pe acolo, nu știu, oameni pe acolo, ia bă ce cup tare, ia să mă uit la el. Trebuia să avem grijă să nu umble cineva la ele pe acolo. Și chiar le-am spus și le-a spus și regizorul la toți, bă, nu vă atingeți de ele, că ei le-au memorat, le-a luat o groază să le memoreze cuburile astea și să nu le stricați. Așa. Da, Andy a ales primul număr. Numărul 72 a zis că este data nașterii lui. L-am pus pe o masuță în față, acest cub. Așa a gândit Radu numărul. Așa, apoi Andra a ales numărul 23, parcă ziua de naștere, îmi pare, și ziua în care s-a căsătorit.
Așa, apoi Mihaela Rădulescu a ales numărul 45, că a zis că 45 de ani are. Da? Apoi Bebe Cotimani s-a zis numărul 1 pentru că acolo vă văd pe voi. Ceva de genul. A fost super tare replica domnului Bebe Cotimani și mulțumim pentru susținere. Așa, apoi ne legăm noi la ochi. Și în spate, pe fundal, era un voiceover care spunea despre eșec, despre faptul că trebuie să învățăm și, cum îi zicem, că putem să învățăm și singuri, nu trebuie neapărat numai școala să ne educe, că și noi trebuie să exersăm și să încercăm să urmăm o anume cale în viață și să nu ne lăsăm pe ureche. Și rezolvam toți legalați la ochi și trebuia să termine fiecare într-un anume moment. Așa că cum să zicem, eram atenți la rezolvare, să ne grăbim în caz că se apropie momentul respectiv. Aici eu mai mă gândeam că nu mai știam exact cum să fac. Numărul 72, ales de Andy, care era pus în față pe o masă specială. Așa, termină Flavian la primul. Așa, se bucură că a terminat. Apoi termin eu, dar eu am terminat greșit. Da? Și toată lumea era, wow, ce se întâmplă? De ce a terminat greșit? Dar o să vedeți imediat. Apoi termină și Martin cubul. Și acum iau eu cubul pe care l-am terminat greșit. Și mă duc la cel din față și arăt că este la fel cu cel care era pe masa din față. Deci eu practic a trebuit să fiu atent ce cub alege Andy, ce număr alege Andy și apoi să țin minte ce număr am eu. Și să țin minte de la fiecare număr cum să ajung la alt număr. Eu asta aveam de făcut și era cea mai complicată sarcină de făcut, pentru că una e să rezolvi, ai numărul 60, rezolvi numărul 60, dar alta e să ai numărul 60 și să știi că trebuie să-l amesteci la fel ca numărul, un alt număr din alea 100. Asta era foarte greu. Și inițial am vrut să fie Martin care face treaba asta, așa a gândit Radu numărul, dar Martin n-a vrut să facă, a zis că e teamă să facă treaba asta, nici Flavian n-a vrut să facă treaba asta, a zis că e teamă că dacă greșește, dacă greșește și apoi te faci de râs când te duci acolo și n-a vrut niciunul din ei să facă treaba asta și a căzut pe mine. Deci treaba era prima dată, Martin era cel care trebuia să facă asta, n-a vrut nici el, nici Flavian, așa că am rămas eu să fac treaba asta. M-am rugat la Dumnezeu, Doamne ajută-mă, trebuie să fac treaba asta, cineva trebuie să o facă și am zis, și fie ce o fi, trebuie să mă antrenez și să nu greșesc și mulțumesc lui Dumnezeu că uitați, chiar am reușit și n-am greșit. Și apoi am arătat la cameră că cubul meu l-am făcut să fie identic cu cel pe care l-a ales Andy Moisescu, pentru că toate erau amestecate diferit. Am arătat la început. Uitați, identice pe toate fețele. Andy nu era, nu-i venea să creadă, ci pe lângă acest punct culminant al numărului, Radu Focea a gândit și încă un moment culminant, un portret. Dar să vedeți ce portret. Uitați, aici erau toți în picioare, nu le să creadă. Și acum încă un moment culminant. Portretul lui Pavel Bartos. Și uitați ce portret rudimentar făcusem. Tot eu l-am proiectat portretele și atunci. Și uitați ce portrete rudimentare, adică simple, așa erau, le-am făcut atunci și totuși a fost suficiente. Să înțelege că e Pavel, dar nu se compară. Dacă v-aș face un video cu un astfel de portret, ai zice, ce e asta, mă? Comparativ cu ce portrete reușesc să fac acum, după ani de zile de exersat. Și treaba șmecheră era că pe față era portretul lui Pavel, observați doar trei culori, albastru, galben și verde, iar uitați, doar un singur set de cuburi, adică să nu credeți că în spate mai erau încă un rând de cuburi și erau două rânduri de cuburi, nu, un singur rând de cuburi, iar aceleași cuburi în față trebuia să arate într-un fel, iar în spate altfel, ca să formeze un alt portret în trei culori. Cubul având șase culori, cum îi zice, am folosit 3 pe parte, 3 pe parte. Asta a fost super greu de realizat. Și uitați, pe spate portretul Smiley din 3 culori, din alb, galben, și portocaliu și un pic de roșu. Adică unde am putut am folosit și galben, dacă ne permitea cubul pe partea cealaltă. Deci chiar a fost super, super greu de realizat. Și da, cam asta a fost. Asta a fost numărul nostru de la România Talent. Și am reușit să câștigăm cei 120.000 de euro. Publicul în picioare, nu li venea să creadă. Uitați, piele de găină, bineînțeles, Sandra, pielea de găină, uite, zicea lui Mihai, uite, am piele de găină. Aici eram cu Bogdan Bolohan. Eram la finală, cum se zice, ultimii doi rămași, că elimina câte unul pe rând și am rămas noi ultimii doi. Numărul nostru și numărul lui. Nu ne venea să credem că suntem chiar în finaliștii, în ultimii doi. Ziceam, bă, chiar câștigăm noi? Nu ne venea să credem cât de departe ajunsesem. Și Andy era aici, spera să câștigăm noi, pentru că el ne-a susținut mereu, a dat gol în bazu. Așa. Bebe Cotimanis la fel, era foarte, foarte încântată ceea ce am făcut. Și aici, Smiley și cu Pavel, Doamne, deci a durat vreo un minut până a anunțat, dar s-a simțit de parcă a fost mult mai mult tensiunea din momentul respectiv.
Ai speed cubing, a câștigat. Andy super bucuros că au câștigat favoriții lui. Așa, aici artificii pe sus. Chiar, să știți că chiar, cum să zice, chestiile alea chiar cădeau și frigeau un pic, chiar m-am dat la o parte un pic, că bă, se simțeau, mă pișcau așa, artificiile alea. Și aici vine cu cecul de 120.000 de euro, uitați cecul. Să știți că asta e doar, cum să zice, doar pentru emisiune. Banii nu contează, nu te duci cu cecul ăsta la bancă, dați-mi banii sau așa. Nu, ăsta erau doar ca să arate la televizor cecul. Dar banii ne-au fost virați în cont pe urmă, nu a trebuit să... Cecul ăsta l-am păstrat și l-are Radu Fociu, dacă vreți. Și cu asta pot să fac un video special, cecul de la România Talent. Vreți să vi-l arăt? Dacă da, lăsați-mi în comentarii treaba asta și eu o să vorbesc cu Radu, că l-are la București, la el acasă și sunt sigur că l-are. Și putem să facem un video, să vin cu el, să vi-l arăt cât de mare este, ce interesant e. Nu cred că ați mai văzut vreodată la un YouTuber în România să vă prezinte cecul de la România Talent, pentru că nu mulți au câștigat România Talent și cu atât mai mult, cred că nu mulți au devenit YouTuber pe urmă, cum am devenit eu. Pentru că asta mi-a plăcut să fac și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să fac niște videouri interesante și să fiu și eu un mic YouTuber acolo. Da, așa am câștigat, toată lumea bucuroasă. Am avut fiecare de spus câteva vorbe, ne-am îmbrățișat și Smiley și toți ne-au îmbrățișat din juriu. Aici am zis mulțumesc pentru că ați avut încredere în noi și că ne-ați votat. Da, și ăsta, toți concurenții iar pe scenă și gata. Ăsta a fost parcursul meu la România Talent și acestea au fost aparițiile mele de la România Talent. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-au părut interesante, cum să zicem, momentele pe care vi le-am arătat și sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal, puteți să vă achiziționați un puzzle de pe genius.ro, este site-ul pe care eu îl administrez și site-ul de care eu sunt sponsorizat, pentru că pentru fiecare vânzare pe care o aduc de pe acest canal, eu primesc un procent. Așa că da, cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor. La revedere!